Astăzi. Suntem alături de domnul Emil Grosu de la Antena 1, 2 și 3, Plus la GSP. Plus GSP, la cel mai celebru concurs de pescuit organizat de CUP Focșani. Am înțeles că dumneavoastră ați prins astăzi cel mai mare pește din lume, e adevărat? Da, un somn. Un somn de 3 ore. De 3 ore. Cât a ținut concurs? Am înțeles. Dar văd că vă tot chinuiți și nu reușiți nimic. Nu plutai tot la... De la fund. De la fund. Dar nu la fundoape, la Fundul nu pot să... aței. Da. La fundul nostru. Cine a prins astăzi cel mai mare pește aici pe baltă? O rudă prin alianță. Cred că cel mai de pe baltă, cel mai mare, sau ca și cantitate. Cantitatea Și e și. Jenică, Jenică Tăbăcaru. Îmi spune un domn inginer la un cadru cuplu. Fost fotbalist la sală. Da. Mi-a zis mai devreme că s-a lăsat de fotbal, dar vrea să fie cunoscut în continuare ca pescar, așa Da. că... Și au fost 2 exemplare la 3 kg, 3 kg, 300, 340. Trebuia să facă baraj. Pentru promovare Da. la ediția de anul viitor. Da, noi mai așteptăm, poate prinde și dumneavoastră Da. ceva, Încă un somn. speranța Încă mare un somn de o ultima. oră jumate, cred că. Până la urmă, câți pește ați prins astăzi Vreo 12-13 pești. în timpul concursului? În timpul concursului, dar iar după încă vreo 3 și 2 exemplare frumușele. Care a fost procedeul? A trecut cu cântarul electronic? Cum s-a... Da, eu sunt la 28, standul 28 și au venit pe rând la fiecare, a cântărit. De la presă, cred că, nu știu, colegul Octavian de la Atlas, cât o fi avut, dar nu cred că m-a luat. Am avut 2 kg și. Teoretic, sunteți noul campion al presei la pescuit sportiv. Teoretic, practic, Așteptați omologarea rezultatelor. cu siguranță diplomă de participare voi avea. Și un loc la masa festivă. Și un loc, da, mai în față. Mai în față. Iată, grație tehnologiei de astăzi, că reușim să filmăm până la urmă și un pește prins de Emil Grosu în zorii zilei, când operatorii dormeau și doar jurnaliștii pasionați de pescuit sportiv. La 1 kg, kilogram și puțin. Pește eliberat după aceea în Absolut. acest lac. Da, până la urmă ne-ați dovedit că, într-adevăr, ăsta e unul din cei 12 pești prinși. Felicitări și succes în continuare. Mulțumesc. Domnul director, A cum fost apreciați neapărat concursul de concurs. astăzi? Cum apreciați concursul de astăzi? După captura prinsă de Anil, cu succes. Mai buni ziariști Sunt de decât pescuit. angajații CUP sau viceversa? Nu cunosc rezultatele concursului ca să apreciez surprize și pentru noi, cred. Da. Adică cineva străin câștigător, nici Dar ziariștii, nici adevărul cupiștii. este că cu mușel. Da. Cu mușel, sigur. Au fost exemplare frumoase. Jenică Pisici. Tăbăcaru, am înțeles că e unul Jenica, dintre el a bifat campioni. campionatul. El a câștigat și anul trecut și acum. Dar la cantități nu mai mică. Deci la Da. jumătate față de anul trecut. Da, astăzi a fost mai... Dar toți Păi au cam... prins mai puțin decât anul trecut. Cam toți. Unii au Explicația prins mai care? mult. Au migrat peștii? Nu știu. Explică ei pescarii, dar eu nu știu ce explicații să aibă. Dumneavoastră nu pescuiți? N-aveți pasiunea asta. Cum a mers astăzi? Slav. Față de anul trecut, am să... Cum ai să pus mă? Ce loc ai făcut anul trecut? Ia mă, hai să răpăim niște ciortănii de Singurul pește pe care l-am filmat și azi. Măcar cu asta să mă aleg ca reporter incognito. Nici nu vrea înapoi în apă. Așa. Mai bine.
Ăla a fost ciocănit de pe terasă. Ne Vasile, pur nu mai mărișor. Nu intră. Nu intră în post. Păi, Vasile, nu intră aici. Al 35 la, nu? Pe ziua de azi. Se putea și mai bine. Eu mai am răbdare, vă mai aștept, nu e problemă. Am puțin și pe campionul absolut, Genică Tăbăcaru, și la ediția 2011 și la 2012. Cum vă simțiți ca cel mai talentat pescar, cel puțin la cantitate? Cel puțin la cantitate, că am zis că la... Nu, la cantitate mai subit. Dar nu, cantitate totală. Per total a fost o partidă reușită, cum să zic. Și deja i-am cam speriat. Doamne, când ești bun la atletism și iei de două ori locul întâi, bă, e bun, asta e, dar la pescuit, care e o loterie. Pescuitul e o loterie, la urma urmei, ca și vânătoare, ca și... E, chiar m-am surprins și eu de data asta. Am avut asistent de bază. Băiatul, da. Vă trăiască. Vă deranjează că domnul Genică Tăbăcaru a câștigat și anul trecut și anul ăsta? Eu știu, orgolii între pescari. Aveți o udiță, sau mă rog, un mecanism, nu știu, nu sunt specialist, foarte... Bazată în loc cu un senzor. Și cam atât. Ăștia nu se duce. Și atunci de ce mai luați? Stați doar așa, niște tonuri care sunt îndreptate acolo. Așa. De plăcere. Pasiunea. Restul nu contează tot ce e domal. Acolo contează, ce ai în larg. Succes, succes continuare și pentru ediția viitoare, că ediția asta a luat-o deja. Dacă ne-ai urat succes pentru a viitoare, ce mai faci? Urează-ne altceva. Fir întins, acum. Sau altceva. Altceva ce nu poți să spui. Am înțeles.